După două victorii consecutive, CS Danubius Călăraș pierde partida cu liderul seriei B, CSU Neptun Constanța, echipă neînvinsă până acum, având 9 victorii și un egal. Dacă prima repriză a fost mai echilibrată, scor 12-14, în repriza a doua, experiența și-a spus cuvântul și echipa din Constanța se desprinde în câștigătoare, încheiind partida cu scorul de 27-22. CS Danubius Călăraș termină prima parte a sezonului pe locul 5 în clasament cu 15 puncte acumulate, campionatul reluându-se în ianuarie 2020, când călărășencele vor întâlni în deplasare pe ASC SC 181 SSP București. Naționale care va juca la Mondial. Ok, Bartă, în continuare. Mulțumesc mult, Doamne ajută să fie!